Salut! Ia uitați, așa arată un gazon care este tuns de un roboțel, o curte care am făcut-o pentru a putea fi tunsă de către un roboțel de grădină. Dacă vrei să vezi cum am făcut această curte, ea este simplă, dar important este că am reușit să avem un roboțel în această curte. Haideți cu mine pentru în toată aventura asta. Ciao! Da, și mai avem zona asta de lângă mine, de aici din spatele meu, unde vom săpa, vom pune gazon și vom face și sistem de irigat. Pentru că doar în zona asta este sistem de irigat, aici nu. Aici, cum am zis, vom scoate pavajul și vom pune leilandii să nu se mai vadă atât de tare în curte. Deci gazon. Haideți să fac o tură să vedeți cam peste tot. Aici un stand de irigat, aici gazon și din nou acolo unde locul de joacă, doar locul de joacă rămâne, restul se va pune gazon, se va umple cu pământ. Ia uitați aici, trebuie pământ. No, cam asta e treaba, nu este ceva foarte complex, dar încercăm să facem cât mai frumos. Vreme bună astăzi la Cluj, au băgat băieții. Haideți să vă arăt un pic. Deci s-a motocultat, am scos un strat de pământ. Acum nivelăm cu pământul bun. Am scos și aici. Și toată zona asta s-a motocultat. Eu, așa ca idee, nu prea am fost azi pe aici. Adică nici azi, nici ieri, nici alaltăieri. A fost Cosmin și a stat cu băieții. Dar totul este bine. Așa. Acum aici în spate s-a motocultat. Aici va trebui, nefiind sistem de irigat, trebuie să ne apucăm, după ce terminăm de motocultat, să facem sistemul de irigat. M-am repetat, înțelegeți voi. Așa. Aici din nou motocultat. În spate motocultat și pus pământ bun, pentru că cred că am mai zis, dar uitați, nivelul este mult mai jos decât ne dorim. Și cam asta. Bine, leilandii va trebui să scoatem o parte de pavaj, pentru că beneficiarul nu vrea să, adică vrea să creeze o oarecare intimitate la el în curte. Ia uitați acolo. Acolo unde e câinele momentan, o să scoatem un rând de 60-70 de centimetri. Așa, și punem leilandii. La fel și la poartă unde sunt tomberoanele și acolo unde avem pământ.
Salut! Haideți să vă arăt ce am făcut până acum. Am terminat cu pământul pe partea asta. Uitați, acum va trebui să-l tasăm, să dăm o placă, practic. Aici să punem bordură, geotextil, piatră. Aici s-a umplut cu pământ, va trebui și aici tasat. Mai avem zona aia. Și mai avem partea din spate de motocultat și de făcut, de pus gazonul. Mai puțin zona cu locul de joacă. Aici am motocultat, încă am decopertat practic gazonul. V-am zis, asta nu este o curte complexă, dar încercăm noi să o facem specială, ca de obicei. Bun. În două zile va veni și sistemul de irigat, gazonul, și va fi gata. Hei, bună dimineața! Am adus geotextilul la băieți pentru că au pus bordura. Uite că vin și băieții mei cu sistemul de irigat. Sunt aici. Facem sistemul de irigat, geotextilul, și să vă spun una tare. Bună dimineața! Bună. Servus! Deci, azi dimineață, păcat că n-am filmat, suntem în 19 aprilie, și era înghețată toată mașina mea. Deci m-am săturat de vremea asta. Hai de vară, nu primăvară, că nu mai avem primăvară la Cluj. Vară direct. Abia așteptăm vara, practic. Cam așa este situația aici. Ideea e că seara cam îngheață uneori, unele seri, cel puțin în zona asta 100%. Acolo Florin îmi sapă pentru a pune leilandii. Ia uitați aici bordura. Aici nu v-am zis încă, dar aici vom face puțin mai special totul, pentru că aici vom pune roboțelul să tundă și gândim curtea în așa fel încât să poată să tundă roboțelul. Da, deci ar mai fi aici sistem de irigat. Se ocupa cu mașonii. Acolo sistem de irigat în spate, dar o să vă mai las cu cadre din de pe parcurs. Da, sper că m-ați auzit bine, e puțin gălăgie. Ne mai vedem. Pa. Da, am venit aici la curte să vedem ce au făcut până acum băieții. Haideți vară și vouă. Da, până acum s-au săpat șanțurile și s-au și astupat pentru sistemul de irigat. Ia uitați. Zona asta avem sistem de irigat, zona asta urmează să avem, adică fapt invers, zona asta avem sistem de irigat, zona asta urmează să avem, acum se lucrează.
Aici s-a dat o placă. Acum apun băieții să o dea și pe și cea de-a doua tură. Am dat într-un sens, acum dăm în celălalt sens, să fim siguri că pământul este foarte tasat. O scurtă paranteză, dau de două ori cu placa, dar stratul de pământ nu este foarte, foarte mare, doar poate puțin pe acolo, dar un 15 cm a fost ăsta maxim, în rest un 10 cm de pământ maxim, deci două plăci este super de ajuns. Salut! Astăzi îmi vine gazonul. Păi, vremea nu cred că o să ne ajute foarte mult astăzi. Băieții se chinuie să termine totul. A sosit gazonul. Hai să îl descarce băieții, adică domnul descarce. S-a venit cu macaraua. Să descarcăm cu macaraua. Problema e, nu dacă m-au auzit, dar problema e că nu putem intra înăuntru, că mașina este destul de... este foarte grea și ar strica pavajele curte. Așa că îl descărcăm cum putem. Hai, l-a descărcat! Ciao! În sfârșit a ajuns și gazonul, dacă ne lasă vremea și sper din tot sufletul să ne lase să terminăm până de Paști, această curte beneficiază de o înverzire. Apoi vine firul pentru roboțel și nu va mai avea nici de tuns. O parte din băieți cară, o parte s-a apucat de pus, nenea ne descarcă gazonul, a început să se miște treburile. Pământul e pregătit perfect, zona asta e tasat de două, chiar trei ori, așa, nivelat, tot ce mai trebuie este să se pună gazonul. Doar zona asta mai trebuie puțin pregătită și zona asta mai trebuie dat o placă, pentru că, cum am zis, o să dau câte două plăci. Se lasă frigul la Cluj, dar se fac o experimentare azi. Stăm să terminăm evident gazonul. Nu plecăm acasă pentru că v-am mai spus, arată ploi și cel mai bine așa. Ia uitați ce frumos a nivelat aici terenul. Dacă țineți minte, acolo era o groapă mare, acum nu mai este. E perfect. No, începem din partea asta până în capăt. Deci am lipsit o oră, băieții ăștia și-au făcut de cap aici. Din nou, am mai pățit asta odată. Am încercat să fac un timelapse, dar n-am dat rec. Am vrut să fac un timelapse cu toată zona asta, cum se pune gazonul. Nu-i prima dată, se mai întâmplă. Aia e. Haideți, mai arăt. Ideea e că toată zona asta, fiind ud și venind Paștele, stați așa. Venim Paștele și fiind ud și se anunță și ploi, nu putem lăsa așa beneficiarul și am decis să pun un strat mic de nisip și să nivelăm bucățica aia cu nisip, pentru că altă soluție nu avem pentru a pune gazonul astăzi. Da, așa că băieții dau cu placa numai bine peste gazon, că se poate,
electronica meu îți termin aici imediat treaba cu sistemul de irigat. Și cam asta. Ultima zi aici. Este incredibil de frig, fraților. Deci așa ceva n-am mai văzut. Mai am puțin gazon de pus, că nu am terminat aseară, uitați. Și mă duc pe Leylandii în 50 minute. Pun Leylandii, v-am zis, băieții, mai au foarte puțin gazon aici și cam atâta pe azi. Și se termină, facem curat, totul bun. Bine, hai după Leylandii. Am ajuns în garden. Hai să alegem niște Leylandii frumoși pentru curtea noastră. Cred că o să aleg pe cei mai mari de data asta, pentru că asta căutăm. Ia uitați aici cât de înalți sunt. Aceștia sunt. Arată superb. Arată într-un mare, mare fel. Așa că haideți să-i plătim și să-i încărcăm. Pa! Îl sunăm pe John să vină să ne ia. Apropo, John transportă orice ai nevoie în Cluj și pe raza Clujului, chiar și mai departe merge, deține mai multe mașini și are transport basculabil, are mașină închisă, dubă, orice aveți nevoie, vă ajută. Moloz, o să vă las un număr de telefon. Haideți cu mine să plătesc. Da, haideți să vă arăt cam cum acționează John. Haideți să... Deci, efectiv, n-am vorbit cu el. O să-l sun acum live pe cameră. Bine? Nici nu-i spun. Hai să vedem. Ia să vedem. Ce zice John? Parolando! Johnuleț, ajută-mă, te rog, nu am ce. Deci, efectiv, nu am transport. Și nu sunt Flower, sunt cealaltă parte, la Nea Garden, în Florești. Și ăștia n-au transport. Da, ajută-mă, te rog, să plantez azi. Hai că vin, uite, acum ajung la Cosmin. Da? Perfect. Eu îi plătesc aici, îs oameni aici să te încarce, bine? Bine. Sărut mâinile. Pământul direct crematoare, nu? Nu mi-a după pământ prima dată. Adum și ăștia și după aia pământ. Bine, hai că aduc. Bine. Dar unde mai exact dăm o locație? Mă, la Nea Garden. Nu știu unde, dă-mi... Îți dau o locație. Să știi că ai fost pe vlog, ai fost un băiat, m-ai ajutat. Te pup, pa! V-am spus? E da locația și John-ul imediat este aici. Pa! Hai, ne vedem de la curte cu Leylandii. Ia uitați cine a venit la noi. John! John! Ia uitați cum a venit. Ia uitați el. El e John-ul nostru. Din nou. Dacă aveți nevoie, nu aveți telefon. Ia uitați cum aduce el, sărac. Acum face Florin curățenie și e gata. Da, acum se face curățenia. Este o întreagă echipă aici face curat. Da. Cam așa se întâmplă, fraților. Cam așa se întâmplă când vreți și când chemați o echipă de profesioniști. Curățenie, atenție la detalii, evident. Și artă. Aici nu este cazul, dar aici o să vă las și o să vin cu cadre cu roboțelul. Pentru că am gândit curtea în așa fel încât toată curtea, inclusiv pe la borduri, să treacă roboțelul, să tundă, să nu mai aibă proprietarul nicio problemă. De-aia e o curte simplă, proprietarul nu are timp, așa că doar câțiva pun fructiferi, din nou pun fructiferi, așa, în rest, gazon verde, curat, frumos. No, cam asta-i. Acum, mai avem foarte, foarte puțin.
blocat și vizibilitatea, cum am spus. Da. Am pus și acele landi. Da, uitați ce mari, ce frumoși sunt acum. No, cam asta e. Important e că are șeful pe cine să pun aici. No. Bine, cam asta e. Nu uita, m-ar ajuta foarte mult un share, un like, un subscribe. Poate mai ai prieteni sau poate... Ideea e să ajungem la cât mai mulți oameni să știe că suntem. El este roboțelul... Thumbnail. El este roboțelul, așa că cu voi a fost Roli de la Lopătarii. V-am pupat! Ciao!